Mei, detectiva Marta. Vă salut, dragii mei, dragii mei prieteni, dragi și dragile mele. Căci mă bucură faptul că canalul frumuseței Vârste Elegante este solicitat și de bărbați. Îmi face o plăcere și le mulțumesc bărbaților pentru că mă susțin, pentru că îmi dau sfaturi. Le mulțumesc pentru sfaturile ce privește ce cameră să-mi procur. Ați văzut că și v-am povestit că mi s-a stricat camera, acum filmez de la mobil, dar aștept să-mi cumpăr cameră când voi pleca la copii în Canada. Mi-am făcut o listă de modele, ce modele, din sfaturile voastre. Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Și dacă ați fi lângă mine, chiar că v-aș cuprinde și vă spune și vă mulțumesc că mă susțineți încă o dată. Dar astăzi este un alt tip de filmulețe, este un filmuleț foarte adorat de persoanele care își doresc să aibă un ten frumos, un ten alb, căci vreau să vă vorbesc despre patru măsculițe care ne înălbesc tenul. Măcar că nu este sezonul de tratare, de vindecare a petelor, dar în perioada când apar fructele, legumele, pomușoarelor, care ne ajută să ne menținem tenul impecabil, să prevenim pigmentația, mai ales în vârsta elegantă, vârsta bunicuților și buneilor. Chiar eu aici am două pete care mi le protejez, fiindcă cum vine soarele, se întețesc, se evidențiază și de aceea în timpul verii sunt foarte binevenite măștile de înălbire. Să ne menținem, să nu permitem pigmentației să avanseze, căci cu vârsta, orice pigmentație micuță cât de micuță, dacă nu este protejată de la soare, dacă nu prevenim, ea se mulțește, ea se mărește și apar pete neplăcute, pete maronii, lentigo și asta nu ne face viața calitativă. Anul trecut am publicat câteva măsculițe, expres măsculițe, care le putem aplica dimineața, 2-3 minute, ne-am trezit, le aplicăm și așa mai e expres, să zicem. O să vă atașez link-ul în descriere, dar astăzi v-am pregătit 4 măsculițe, măști care le putem și e necesar să le aplicăm pe 20 de minute, 15-20 până la 30 de minute, dacă avem timp. Ca bază luăm cartoful și avem 4 măsculițe. Cartof cu suc de lămâie, care este indicat pentru tenul acneic, pentru tenul mixt, pentru ten cu o keratoză evidențiată, un ten terniu predispus la pigmentație. Vreau să vă fac atenție că înainte de a aplica sucul de lămâie, aveți și grijă dacă nu aveți alergie, fiți atenți la aceasta, căci uneori sucuri de lămâie, de citrice, poate să provoace alergie. Și o altă măsculiță, așa, măsculița din cartof cu suc de lămâie, măsculița cu cartof cu castravete, cartof cu suc de ceapă, cartof cu morcov și măsculița se prepară proaspătă, puteți să o aplicați și dimineața, puteți să o aplicați și după masă, ați aplicat, ați stat 20-30 de minute, după aceea cu un prosop muiat în apă călduță, înlăturați bine masca și aplicați o cremă după tipul de ten. Ce sfaturi să vă mai dau? Dacă vreți să aveți o piele albă, o piele hidratată, o piele hrănită și, cum se zice în limba rusă, imeți haleonă lițo, abilă, plăcută, atrăgătoare. Aveți grijă de protecție solară. Aveți grijă,
protecția solară în timpul de vară e pe primul loc. Și încă un sfat. Dacă vreți să aplicați aceste măști cu un efect maxim de înălbire, nu uitați de alimentație. Introduceți în alimentația zilnică aceleași produse cu care vă înălbiți fața. Introduceți pomușoare, legume, fructe care conțin acizi, acre. Toate fructele, legumele, pomușoarele acre, într-o cură de înălbire, împreună cu măștile, vor da un efect maxim. Deci, aveți oportunitatea, în timpul verii, să aplicați măștile de înălbire. Iar mai multe măști de hrănire, de hidratare, de tonizare, vă atașez în link, fiindcă am un playlist foarte multe, vreo 32 de măsculițe care le-am publicat anul trecut. Eu vă doresc frumusețe, sănătate și aștept comentariile voastre să-mi scriți. Aplicați-vă în practică aceste măști. Aplicați sau nu? Ce rezultate aveți de la ele? Și care măsculițe vă plac mai mult? Din aceste măști vreau să vă spun că cea mai eficientă pentru mine și cea mai tare îmi place, cea cu cartof cu ceapă. Este foarte iute, este foarte așa acidulată, cum zic eu, îți scurg lacrimile, îți scurg toate emoțiile și îți iese ceapa și pe urechi și pe nas. În schimb, efectul e super. Ca să evitați aceste disconforturi, aplicați sub pleoape tamponașe sau discuri cu de vată îmbibată în ceai, în apă, nu contează. O să suportați masca mai ușor. Dar ce nu faci pentru frumusețe? La revedere, cu drag de voi, Veronica Sandu. Vă iubesc și vă îmbrățișez!